Ocupanta locului al șaselea în conferința A la finalul primei faze a Ligii Naționale de Basket Masculin, CSM Petrolul Ploiești va juca în play out campionatului, al cărui start este programat la finalul acestei săptămâni. Băieții pregătiți de Mihai Popa vor juca turetur cu cele patru formații care vin din conferința B, CSM Galaș, CSA Steaua București, CSM 2007 Focșani și ABC Laguna București. Conform programului, prima întâlnire va fi în compania formației CSM 2007 Focșani, programată miercuri 8 februarie la ora 18. Programul echipei în play-out este următorul. Miercuri 8 februarie, ora 18, CSM Petrolul Ploiești întâlnește CSM 2007 Focșani, CSM Petrolul Ploiești ABC Laguna București, CSA Steaua București, CSM Petrolul Ploiești, CSM Galați, CSM Petrolul Ploiești, ABC Laguna București, CSM Petrolul Ploiești, CSM 2007 Focșani, CSM Petrolul Ploiești, CSM Petrolul Ploiești, CSA Steaua București și CSM Petrolul Ploiești, CSM Galați.